Bună seara, Valea Jului, bună seara tuturor celor care de la această oră ne urmăriți aici pe Capital TV. Mulțumim și celor care ne ascultați pe Capital FM 92 cu 5 Petroșani, precum și celor care ne urmăriți pe CapitalTV.ro și CapitalFM.ro. O seară de miercuri în care vom dezbate noutățile din administrația publică petroșeniană, mă rog, și lucrurile mai vechi și lucrurile mai noi, cu viceprimarul municipiului Petroșani, Dorina Niță. Bună seara, bine ați revenit în studio. Bună seara, mulțumesc de invitație. Înainte de a, porni discuția, vă reamintim că toate emisiunile puteți revedea aici la Capital TV, în arhivă emisiuni, pe site-ul capitaltv.ro. Intrați la arhivă emisiuni și puteți să urmăriți ce emisiune ați scăpat sau doriți să o revedeți. De asemenea, vă reamintesc că cei care aveți întrebări le puteți pune la numerele de telefon 0254 544 400, 0254 544 200. Unii puteți să le lăsați chiar în studio, unde ni se transmit, alții puteți intra în direct, dar, repet încă o dată, cum o fac de fiecare dată, vreau ca întrebările să fie scurte și la obiect și pertinente, bineînțeles. Vă mulțumesc. Doamna viceprimar, astăzi la universitate, am să intru direct în discuții, ca să avem timp să discutăm, ne-am propus să vorbim foarte mult în emisiune. S-a încheiat un proiect care era în parteneriat cu primăria municipiului Petroșani. Știu că grupul țintă a acestui proiect au fost șomerii. Dacă puteți să ne spuneți despre ce este vorba. Da, într-adevăr, astăzi am fost invitat în calitate de reprezentant al administrației publice locale la Universitatea din Petroșani, deoarece s-a finalizat un proiect ce avea ca principal obiectiv găsirea de soluții alternative vizând reconversia forței de muncă din minerit. Primăria nu a fost partener într-un astfel de proiect, însă am fost chemați pentru a vedea ce s-a realizat prin acest proiect și pentru că, în definitiv, efectele derulării unui astfel de proiect se doresc a fi resimțite într-o măsură cât mai mare la nivelul comunității locale, deoarece este vorba despre forța de muncă. Exact cum am spus și astăzi, într-adevăr, orice inițiativă de acest fel este binevenită, ea nu este singulară din partea Universității din Petroșani în ceea ce privește forța de muncă degajată din minerit și se dorește găsirea de soluții prin care aceasta să fie resorbită într-un grad cât mai mare la nivel local. Însă, așa cum am spus, este binevenită o astfel de inițiativă. Ea, din păcate, nu este singurul element necesar pentru a asigura succesul, pentru că mediul economico-social din zonă, într-adevăr, întâmpină mari greutăți, iar crearea de noi locuri de muncă pentru acest grup țintă care a vizat șomerii tineri absolvenți și șomerii de lungă durată reprezintă un segment care are mari dificultăți în a-și găsi un loc de muncă. Bine, eu cred că am greșit, am zis parteneriat, dumneavoastră sunteți de fapt beneficiarii acestui proiect. Da, da. Adică sperăm să... Orașul beneficiază... Da, dacă într-adevăr ai asigura un grad cât mai mare de absorție, ei la momentul în care s-a încheiat au spus că încă nu dețin date suficiente pentru... Unul din indicatori era în ce măsură acestea s-au angajat. Încă nu aveau toate datele necesare, dar vă dați seama că dacă realizezi indicatori cât mai mari la acest obiectiv pe care îl are proiectul, este benefic și pentru noi administrația publică, pentru că asta înseamnă că oameni mai puțini merg la forțele de muncă, da. Respectiv avem un grad de ocupare mai ridicat. Este bine ce se întâmplă și faptul că universitatea se implică în astfel de proiecte. Este bine că este, din câte știu, al doilea proiect derulat pe campi așa ceva. Cum vedeți pe viitor implicarea primăriei chiar într-un parteneriat cu adevărat cu universitatea?
pe acest gen de proiecte? Noi acum 2 sau 3 luni am aprobat prin Consiliul Local o serie de parteneriate. Erau scrisori de intenție prin care noi ne afirmam vis-a-vis de alți parteneri sprijinul în vederea derulării unor programe pe POSDRU, deci pe dezvoltarea resursei umane. O să vedem în ce măsură acestea devin câștigătoare, pentru că fiecare dintre ele viza tocmai acest, să spun așa, acest segment al pieței muncii, și anume modul în care reușești ca piața de muncă locală să o modelezi funcție de cerințe și să specializezi, să spun așa, forța de muncă în meseriile cerute. Totodată, scuze, au fost invitați astăzi și reprezentanții ai mediului economic, al agenților economici, care au punctat tot acest lucru, faptul că există forță de muncă specializată. Acesta este un lucru bun pentru Valea Jiului, însă ei, ca agenții economici, întâmpină greutăți în a-și menține afacerile la același nivel, dar aminte să-l extindă, ceea ce presupune să creeze noi locuri de muncă. De-aia spun, pe de o parte, dacă ar fi să facem așa o analiză SWOT a VJ-ului, noi în general punctăm la puncte forte faptul că beneficiem de o forță de muncă specializată. Însă, din păcate, alternativele venind din partea agenților economici sunt destul de reduse. Aș vrea să vă întreb, în calitate de viceprimar, țineți audiențe, vin oameni la audiență, cum vedeți cele mai mari probleme ale lor? Pentru că mă gândesc că cele mai mari probleme rămân tot aceste, cea mai mare problemă rămâne tot aceasta, lipsa locurilor de muncă. Da, pentru cam că oamenii... Cum vin ei și cam sunt, v-aș întreba cam, cum vi se pare de la lună la lună, mai mult sau mai puțin, sau cum aveți așa o... Nu neapărat mai mult sau mai puțin, cel mai ușor mi este să vă spun că în general vin oameni care nu percep încă faptul că primăria nu este cea care oferă locuri de muncă. Da, adică eu aș putea în mod direct să ofer locuri de muncă dacă aș face angajări în cadrul primăriei. Asta indirect, se știe, dar oamenii, da, vin la primărie. Da, ei acolo consideră că este locul unde ceri să fie ajutat și ar trebui să fie ajutat. Indirect, primăria, de fapt, rolul administrației este, este acela de a crea un cadru legal și da, deschiderii, de fapt, de noi afaceri. Acum implicarea noastră este indirectă în crearea de locuri. Vă întreb și eu, primăria și Consiliul Local au creat un cadru legal pentru atragerea firmelor în Petroșani, în general? Facilitățile pe care le... Deci dacă au creat un cadru, mă gândesc, dacă aveți locuri unde să vină investitorii, dacă aveți să le oferiți... Păi locuri există, dar cerere există destul utilități. De puține, pentru că luna trecută a existat o cerere pe locul fostei preparații livezeni, venind din partea unei persoane care dorește să dezvolte acolo o afacere. Noi terenul deținem. Din păcate, nu avem foarte multe solicitări în acest sens. Deci din nu partea aveți. Agenților economici. Dar ați avea, știu, cadrul ăsta propice. Dacă ar veni mai mult să solicite, ați avea... Da, pentru că avem zone libere. Zone unde avem aveți utilități. Unde aveți... Exact, avem zone libere, avem utilități. Depinde, evident, și de locul pe care ei solicită, că am avut și cereri pe care nu le putem tot timpul, cum să spun, materializa. Pentru că sunt anumite activități care nu pot să-l trimit pe o preparație, pentru că lui trebuie un anumit vat comercial. Sau... Deci acum există diverse restricții. Nu putem îndeplini orice doleanță a unui agent economic. Bun, dar eu v-am întrebat în ce sens, pentru că a spus că noi, primăria, trebuie să creăm cadru legal și propice. Și de asta v-am întrebat. Deci, până acum primăria a creat acest cadru, adică există posibilitatea, dacă vine un investitor mâine, să-l luați, să-l duceți, uite, avem, știu eu, poate nu 10 hectare de teren, dar un hectar sau, știu eu, o jumătate de hectar cu utilități, cu tot ce trebuie.
Ar fi posibil. Da, v-am zis, depinde de exact ce doleanțe are. Sunt, să spun, situații când putem să-i punem la dispoziție tot ceea ce cere. Cu siguranță că sunt și situații în care nu. Suntem deficitari probabil la acel capitol. Dar până în momentul de față nu am la cunoștință vreo cerere care să fie neonorată. Da. În acest punct deci, în general, dumneavoastră îi primiți. Numai nu prea vin. Aici e problema. Da, deci, bine, problema, în contextul... Cred că e și o chestiune de, până la urmă, de imagine, mă gândesc. Unde ar trebui lucrat mai mult. De publicitate, știu, marketing. Să știți că se plâng majoritatea administrațiilor din țară, când am mai fost la întâlniri, că acum, într-adevăr, este o perioadă grea, în care nu prea să mai fac investiții. Deci nu cred că am fi un caz singular. Cu siguranță nu suntem nici singura zonă din țară care întâmpină mari greutăți. La noi mai e o problemă a drumurilor și... Da, zonelor de acces. Faptul că suntem închiși aici deocamdată. Defileul e cum e. Da. Se lucrează acum câțiva ani, așa o să fie. Iar doar cu un drum Petroșani-Simeria... Cam greu să cei de pe partea aia altă ce fac? Da. Observați că, în general, zonele care se dezvoltă sunt și importante noduri rutiere sau de altă natură. În calitate de viceprimar și viceprimar din partea unei alianțe, până la urmă, unui partid care face parte dintr-o alianță. Deci o alianță care are guvernarea, da? Da. Ați fi dispusă sau sunteți dispusă să faceți mai multe apeluri către oamenii dumneavoastră să rezolve, de exemplu, problema DN7A? Adică ar fi o chestie care, dacă s-ar rezolva la primăvară, să spunem, n-ar mai fi chiar așa de mare problemă de ajuns în Valea Jiului din partea cealaltă. Adică n-ar mai trebui lumea să stea la nu știu câte stopuri pe defileu. Dar demersuri se fac. Din păcate, noi avem proceduri foarte greoaie, din punct de vedere al duratei de timp. Până, deci tu faci cererea, dar până ajunge să se rezolve la noi, cred că asta este marea bine, problemă. Faptul cererea, că durează foarte mult din momentul în care tu încep să demarezi un lucru până când efectiv... Bun, cererea pe cale legală mă gândesc că s-a și făcut deja de mult. Da, de mult. De mult. Și dar mă gândesc, noi, din ce știu cum, eu, avem mai asigurări... un telefon la un senator, la un deputat, mai un telefon la un ministru, la un... Da, aceste lucruri să știți că se fac. Da, deci cam asta e ideea, da. În sensul ca să putem să ne mai deschidem și noi. Bine, acum că răspunsul inerent este ori de câte ori unde te duci, primul lucru că nu sunt bani, da, deja devine așa un stereotip, cum încep discuția, nu sunt bani, nu-mi cere că nu sunt bani. Da. Nici nu poți să deschizi gura. Bine, acum este de înțeles că fiecare își dă seama că atunci când vii, niciun caz nu vii să-l auzi că e frumos, că e deștept. Că e clar că vii cu o problemă ce ține de funcția pe care o deții. Da, da, da. E clar că problema, ca să se poată rezolva, ține de bani. Că dacă n-ar ține de bani, adică, na, câteodată ținești de bani, câteodată ținești de, poate, scăpări ale legii care trebuie, să zic, reglementate și... Dar majoritatea țin de bani și atunci acesta este primul răspuns. Da, bun. Deci am vorbit de... Încerc să le fac, să le ducem așa mai logic, adică să nu sărim de la una la alta. Deci am vorbit de proiecte, am vorbit de... Acum, haideți să vorbim, să continuăm treaba cu investitorii. Bun, deci nu am să știți că este cadrul legal. Acum mă gândesc la investițiile... la investitorii care ar veni, să spunem, să facă investiții în turism. Deci, să o luăm punctual. Vorbim chiar de investitori pe un segment clar, turism. Ei ar avea cadru ca să vină aici să-și facă... Bine, aici, din punctul de vedere... Investitori combinat există, cu proiectul care există. Investitori există în Petroșani și sunt chiar de la noi. Bine, în nu schimb, de sunt extrem de nemulțumit. Bine, vorbesc în primul de rând, un trust din ăsta mai mare, să vină vreo să dea Dumnezeu să-i putem ajuta pe măsura așteptărilor și pe cei de la noi. Știți cum se vorbea? Rând. Adică cum trebuia să fie... Proiectul trebuia să continue, să fie un proiect bun, să se termine partea cu pârtii, cu amenajări, cu tot... Iar între timp să înceapă să mai apară și investitori mai mari, adică cu hoteluri, să facă hoteluri mai mari, treburi. Astea mai sunt de actualitate sau
vorbim peste vreo 10 ani când proiectul va fi mai avansat, că mai devreme de 10 ani în condițiile cum se finanțează, nu cred că se va termina. V-am zis, eu m-aș bucura extrem de mult să-i putem ajuta pe cei care sunt, care sunt încă acum. În... Da, și care sunt oameni din rândurile noastre, trăiesc aici în oraș printre noi și care tot așa oferă, pe lângă că dacă s-ar dezvolta afacerile lor, ar angaja oameni de aici, cred că ei ar trebui să fie în principal, sau problemele lor ar trebui să ne intereseze, neapărat atragerea unui mare hotelier din altă parte. Cred că ar trebui prima dată să, adică problemele lor sunt cunoscute. Da. Numai că cred că n-am găsit încă cele mai bune soluții să le rezolvăm. Păi acum, deci noi avem singura, deci câteva variante, noi nu prea mai avem multe variante în Petroșani. De dezvoltare, vă referiți la minerit? Da, în sensul ca să ținem un echilibru cât de cât să nu cadă orașul, bugetul și toate. Deci, în condițiile în care mineritul tot slăbește și el trebuie menținut măcar la un nivel, deci asta în primul rând, iar apoi să ne axăm pe ce avem aici, adică ce am putea să oferim, nu? Una din ofertele cele mai generoase ar fi turismul, ar fi... Pentru că avem cadrul natural, cât cu bine, din acest punct de asta v-am întrebat. Da. Din acest punct de vedere, noi suntem încă într-o procedură de evaluare, deci noi am încercat să facem demersuri de a primi în continuare bani de la bugetul de stat. Ni s-a spus că acest lucru nu este posibil, având în vedere resursele financiare reduse la nivel național. În acest sens, cu aprobarea Consiliului Local, am început procedurile de... a atrage resurse provenind dintr-un împrumut în valoare de 12 milioane de lei. Bine, 2 milioane de lei le orientăm către spitalul, către ambulatorul de la spitalul de urgență, iar restul de 10 milioane de lei tocmai această destinație, acelea de a continua lucrările ce vizează domeniul schiabil din Parân. Bineînțeles, bani foarte puțin la ce este de... Acum, noi nu puteam, cât să ajungă măcar să continuați ce aveți acolo. Da, asta este și noi nu putem cere bani la infinit, adică și aici sunt restricții, ai un anumit grad de îndatorare al administrației. Cât aveți acoperirea asta, gradul de îndatorare? Noi suntem sub gradul de îndatorare. Cât acum, cred că jur la 20% ajungem... Și mai aveți încă un pic, da. Mai aveți o marjă. Da, mai avem, dar... trebuie să avem în vedere faptul că nu știu când ne revenim din punct de vedere economic și trebuie avut o oarecare prudență. Păi, vă spun eu că din punct de vedere economic Petroșanul nostru și mai revine niciodată dacă nu face investiții. Da, dacă nu vin investiții private sau investiții de parteneriat public-privat, făcute și chiar și cu primăria, dacă nu o să se facă investiții, în Petroșani niciodată nu o să mai ieși. Petroșani nu o să-și mai revine niciodată. Pentru că nu are cum. Pentru că industria minieră nu va mai putea acoperi tot cum era până acum. Firme foarte multe au dat faliment sau sunt firme altele care își duc capitalul de aici, chiar dacă au puncte aici. Sau sunt atunci, restrângere de activitate. Și atunci trebuie găsite soluții și soluțiile astea ar fi. Deci investiții chiar pe timp de criză, cu cât sunt investiții mai multe, cu atâta se iasă mai repede din criză. Asta trebuie să înțeleagă toată lumea. Ori la noi o dăm pe nu sunt bani, nu mai facem investiții, dar nici nu o să mai vină bani. De unde să mai vină bani? Nu? Bine, asta este. Noastră sunteți... Sunt chiar economist, chiar pe specialitate, nu vă învăț. La noi foarte multe resurse bugetare la nivel național se duc într-adevăr nu pe investiții, ci pentru a susține bugetul asigurărilor sociale și diverse forme de ajutor, pensii și alte social. Forme de ajutor, da. Din cauza aceasta, într-adevăr, nu se pompează într-adevăr bani în investiții, deși dacă întrebați orice economist, vă spune că da, de-aia învață tot la școală din primul an că investițiile sunt motorul dezvoltării economice. Da. Și uitați, de asta nu au locuri de muncă și atunci tot pe cârca statului stă toată lumea. Da. Dar dacă ar înțelege și cei de la guvern de acolo că în zonele sărace ca să scape să mai dea atâția bani să țină
pe unii și pe alții că n-au locuri de muncă și se țin acasă, atunci ar face investiții și ar deschide. Aici, în Valea Jiului, de exemplu, au fost foarte mulți oameni care puteau lucra la tunele, la făcut de baraje, de nu știu ce, de nu știu cum, dacă se pornea o acțiune mai amplă. Aveau forță de muncă. Oamenii erau mulțumiți că aveau bani, iar guvernul scăpa de o... Pe moment ar fi băgat niște bani, dar în timp și ar fi recuperat înapoi. Bine, eu din ce cunosc și ce... Și în alte zone, și în Delta și așa mai departe, unde sunt zone Balta Brăilei, zone sărace, știu eu, identificate. Din discuțiile la care eu am asistat cu mediul politic la nivel central, ce am înțeles este că s-au început foarte multe investiții în perioada partidului, când a fost Partidul Democrat Liberal la putere, investiții care au fost începute și pentru care acum marea problemă o reprezintă faptul că trebuie unele dintre ele finalizate. Ați văzut că declarațiile lui Victor Ponta spuneau că se va pune accent pe finanțarea celor care au un grad de minim 85% de realizare, urmând ca celelalte să rămână oarecum în stand-by, pentru că nu avem capacitate financiară de a le continua. Deci asta este răspunsul. Deci nu se pune problema de a începe investiții noi. Și să știți că presiunile sunt mari și la nivelul lor, pentru că la ora actuală sunt extrem de mulți primari și USL-ul este la putere, de aceea toată lumea, 70% din țară. Dați seama că fiecare vine normal ca reprezentant al comunității care l-a ales cu proiecte pe care el și le dorește să le facă și pentru care comunitatea respectivă l-a votat. Numai că dumneavoastră sunteți o profesoară foarte bună de economie politică și vă mulțumesc că și pe mine m-ați învățat vreo câțiva ani, da? Mulțumesc. Și vreau să știți foarte bine că investițiile unui stat normal la cap, Odoș, se fac în zonele cele mai dezvoltate și în zonele cele mai sărace. De ce în zonele cele mai dezvoltate? Pe ca să meargă capitalul înainte, să nu cadă. Cele mai dezvoltate, în general, se dezvoltă. Deci orașele singure, mari, cum ar veni, da, mă rog, se dezvoltă singure, dar și noi ajutăm, sprijinim, dacă e cazul, mai dăm o mână de ajutor. Iar în zonele sărace, ca să scapi tocmai de povara acestor ajutoare sociale care se dau. Și la ora actuală în țară, oricum există o polarizare. Treaba asta nu mare. Se înțelege. Adică nu vorbim aici de primarul din Piatra Neamț. Piatra Neamț nu e niciun oraș foarte puternic, dar nici cea mai săracă zonă sau cel mai sărac oraș. Bine, acum dacă v-ar auzi cineva din Piatra Neamț, vă dați... Nu, deci nu vorbim de el, pentru că el, de bine de rău, ține un echilibru acolo. Dar noi vorbim de Valea Jiului aici. Deci vorbim de o zonă săracă, o zonă unde oamenii nu muncesc, adică, nu știu... Nici nu mai știu, am pierdut șirul. La un moment dat știam exact, aproximativ cam câți oameni nu muncesc, nu ce se dă la statistica oficială. Dar foarte mult, un procentaj de 10. Da, din punct de vedere al statisticilor, dacă o să aveți odată curiozitatea să vă amuzați, puteți să luați statistici și vis-a-vis de șomeni la diverse instituții ale statului și să vedeți ce a rămas cu aceleași metene ca... în vremurile pe care le contestăm acum, când totuși trebuie să dăm cât mai bine în statistici. Știi? Deci vorbim de zone, cifrele diferite, de zone oarecum mici, dar cu mulți oameni, cum e Valea noastră, deci pe 30 de kilometri, 140.000 de suflete, da? Zone mici care sărace. Deci acolo unde ai zone mici, sărace și aglomerate și cu mulți oameni care trebuie să-i ții tu stat, acolo trebuie să scapi în țara asta și sunt, dacă ne uităm pe o hartă care e făcută foarte bine la unul din ministere, zonele mai sărace a țării, o să vedem vreo 8-9 pete, pete așa făcute, hașurate, printre care și Valea Jiului, da? Ei, aceste 8-9, dacă statul știe să le gestioneze bine, împreună cu administrațiile publice locale de acolo, scapă de anumite probleme. Ori lucrurile astea nu vrea să le înțeleagă deloc nicio guvernare.
Nu știu dacă nu le înțeleg. Eu cred că le înțeleg, dar bine, problemele sunt mai mari. Evident că fiecare ține cu zona de unde este. Că și eu, normal, da, că aș vrea Petroșanul celor. Dar, aveam o discuție atâta și spunea cineva extrem de asta. Zice, uite-te, tu îți dai seama, dacă ești din Vâlcea, deci cât s-au dat afară de la Râmnic Vâlcea, nu se poate, 10.000 de oameni, da, sunt afectați. Fiecare are probleme. Ideea este următoarea. La nivel de țară nu sunt probleme mari. Da. Și normal că fiecare, dacă ar fi, fiecare spune că zona da, lui dar are rezolvi, nevoie. Rezolvi, da, zonele astea sărace, de care vă spun eu. Deci zonele astea și aglomerate și sărace. Și atunci mergem înainte, dar noi nu putem merge, că nu vor deloc să facă. Avem un telefon. Alo, bună seara! Bună seara! Da, doamna Macavei, v-am recunoscut. Trebuie să mai atentă și mai puțin rea față de faptul că sunteți viceprimar. Am vrut neapărat să aflu dacă ați hotărât și ați luat niște măsuri în consecință la cele ce am sesizat noi în zona Pieței. Da, adică aveau aviz să taie acei copaci pe domeniul public? Deci, doamna Macavei, după ce am avut dimineață discuția, am reușit să vorbesc, adică am cerut un răspuns de la domnul director de la serviciu de administrare a domeniului public și privat, de la Daniel Vișan. Doamna Miță, care am o rugăminte la dumneavoastră. Da. Dacă sunteți bună să notați ca eu să pot ieși de pe fir, să dau ocazia și altora să intervină. Mă mai interesa în legătură cu parcul de la piață. De ce nu-l preluați? Ținând cont că am mai discutat despre el, că administrația piețelor nu are bani și l-au lăsat în paragină. Efectiv, iau bărcile din parc și le bag în filigorie, de plantat copaci, nu mai discutăm despre asta, așa, și legat de parcarea ce am solicitat-o noi ca asociație de proprietari din zona Pieței, Patrua Carpați, din anul 2011, parcare pe care o solicităm pe cuvânt, pe bună dreptate, domnul Bran știe ce este în zona Pieței, inclusiv în careul în care noi poate am avea pretenția să ne menajăm mașinile. Da, doamna Macavei, știu, dar eu de... Eu nu am mașină, doamna Macavei, eu cu parcul ăla să-l preia iară primăria, eu nu sunt de acord. Păi da, sunteți mulțumit de cum arată, de cât păi nu sunt mulțumit, dar în momentul în care administrația piețelor va avea bani mai mulți, sunt convins că o să facă investiții. Domnul și o să facă un proiect. N-au avut anul ăsta, n-au avut anul n-au avut, sigur. Dumneavoastră vă faceți niște planuri... Nu, dar de ce să îngreunăm iarăși bugetul primăriei când păi abia au scăpat de parcul ăla? Pentru că în zona Pieței, cred că toți contribuim la bugetul primăriei. Păi, da? Corect. Și mi se pare corect ca din banii pe care îi dau și eu și dumneavoastră, că da, suntem vecini, dar... să se investească în parcul în care eu mă duc și îmi plimb, poate... Doamna Macavei, dar da? Acum să recunoaștem și chestiunea aia alaltă, dreaptă. Care? Că... Mai bine arată parcul de lângă poștă. Că, că în zona Avram Iancu s-au făcut foarte multe... În ultimii trei domnul ani domnul Avram, domnul... Și în alte, în alte zone din Petroșani, mai puțin. Domnul Bran, haideți să lămurim un lucru. Eu sunt în zona A de când mă știu aici. Eu am plătit taxe și impozite la maxim. Când nu era făcut trotuarul și strada, tot taxe la maxim plăteam. Corect. Aia înseamnă că atunci nu trebuia să le plătesc pentru că nu aveam aia nu, aia ce nu înseamnă că, dumneavoastră? Dar aia nu înseamnă că plăteați taxele ca o anumită zonă din Petroșan să arate foarte bine și o altă zonă din Petroșan să arate foarte rău. Păi uite, nu sunt de acord. În Petroșan Nord se mătură zilnic și la piață nici măcar nu se adună ce rămân de la mașinile astea care, fiind mare circulație, vin și vânzători și cumpărători și este o mizerie mare. Aici bine ați punctat, dar am sărit de la parc la curățenie, deci vorbeam da, de parc. Da, vreau să vă spun că în parcul respectiv, tot oamenii care vin în parcarea Pieței și stau, tot acolo își lasă copii. Bună, dar de ce nu avem un pic de răbdare, un an, doi, trei, până ori avea banii ăștia de la piață? Păi până atunci se degradează tot. Dumneavoastră n-ați văzut că filigoria respectivă a fost terminată și ne-am împotmolit la niște bănci de interior. N-ați observat că băncile din parc sunt luate și puse în filigorie? Am observat, Bran, asta am observat. Domnul Bran, adică parcul ăsta de la piață, în ce vrem să-l transformăm? Păi nu-l transformăm în nimic, dar până nu sunt bani, de ce să băgăm iară la primărie și să, nu știu ce, mai bine pentru cu banii aia, primăria face altceva. Nu cred că o să mai aibă bani. Dumneavoastră știți bine cum se descurcă și cu plata la curent, și cu plata la apă, și cu salariile. Nu e o noutate ce vă spun eu dumneavoastră.
Eu consider că sunt bine informată. Da, no, bine, domnule. Și de aia am insistat foarte tare și în ședința de consiliu. Eu v-am dat o părere de-a mea. Deci am nu... înțeles. Dar avem și noi o părere ca mult contribuabil. Săptămâna viitoare... deja devine plictisitoare... E plictisitoare, dar când vezi că nu se face nimic de ani de zile, care este părerea dumneavoastră? Suntem respectați ca zonă sau nu? Eu zic că... Săptămâna viitoare este ședința Avram de consiliu. Avram Iancu acum 3 ani arăta, era praf și pulbere. Acum totuși mai ai față să mai ieși pe el. Aici și... pot să recunosc că acum plătesc pe cinstite taxe la Maxim, pentru că stau în zona A. Acum abia plătesc pe cinstite taxele astea. Înseamnă că până acum le-am plătit și nu merita. Păi, asta săptămâna viitoare, domnul Bran, este ședința de consiliu. Și eu exact cu problemele astea, cu parcul de la piață, cu parcarea de la alea trandafirilor și foarte cu tăiatul bine, copacilor aiurea, cu tăiatul copacilor, ascultați-mă, cu tăiatul copacilor aiurea, exact cu astea trei probleme eu mă prezint la rubrica diverse în ședința de consiliu. Bine. Colegii mei trebuie să știe că sunt demarate de mult doleanțele astea ale noastre. Nu se poate totuși să fie ignorată. Cu copacii, dacă s-au tăiat fără autorizație, aveți dreptate, dar cu parcul rămân la părerea mea. Domnul Bran, mi-a plăcea să aflu ce sancțiuni s-au dat, mă înțelegeți? Da. Și tot așteptăm de la presă, de exemplu, să aflăm o altă chestie pe care doamna Dorina poate ne-o spune. Un consilier rus, Ioan, îi zice, a solicitat o listă domnului primar cu numărul contractualilor din primăria Petroșani. Uite, eram și eu curioasă să văd lista aia. M-ați înțeles? Deci sunt mai multe probleme care chiar ne supără. Păi poate vădă domnul Ioan Rus. Dacă sunt tot atâția angajați la primăria Petroșani, poate că ar trebui să meargă și în teren și să vadă care sunt lucrurile. Mă înțelegeți? Am înțeles. Mulțumesc. Bine. Aștept răspuns, doamna. Bine, Dorina. Da, să rămână. Da, dimineață m-a sunat doamna Macavei. De fapt, m-a sunat și săptămânile trecute ca să-mi spună să ne deplasăm pe strada 9 Mai pentru a tunde iarba și pentru a cosmetiza copaci. Am vorbit în acest sens. Astăzi, sau ieri, cred, ieri, s-au deplasat cei de la SPA-DPP. Dânsa m-a sunat astăzi, într-adevăr, extrem de supărată, să-mi spună că au tăiat niște copaci. În acest sens, care trebuiau toaletați. În acest sens, am luat astăzi legătura cu domnul director și am vorbit. Ideea este următoarea, sau răspunsul dânsului a fost următor. Persoanele s-au deplasat acolo, au tuns iarba, iar locatar și poate dânsa află exact nominal care sunt numele, locatar de acolo de la bloc au arătat că acei copaci au probleme, că sunt cariați, că sunt, în fine, bolnavi. Și din acest considerent, ei au fost unii dintre ei tăiați și nu toaletați. Am adânsa poate să vadă nu, care da, era situația. Făcut un act, un... Nu, deci curat. Acum ca să o luăm clar, în acest oraș, în orice oraș, nu se pot tăia copaci la întâmplare. Deci dacă dorești ca un copac care îl vezi bolnav da. Sau care din anumite motive poate să aducă prejudicii, eu știu, materiale, dacă bate da. Vântul, dar nu știu ce. În acest sens, te adresez cu o cerere la primărie, ea are un anumit făgaș, în sensul că merge la compartimentul de mediu. Cei de la mediu merg, văd în teren situația cu acel copac și apoi emit un răspuns bun. În termenul și pentru legal. Acești copaci era făcută adresă, cum spuneți, la mediu, la... Da, exista un răspuns, de cred, ce? Prin care, dar acum nu pot să vă zic nominal fiecare copac, că ei, într-adevăr, când faci cerere, prezinți poză, bun, ei merg pe poza. Bun, și pentru copacile care spune doamna Macavei, exista la mediu, acum, pentru fiecare copac în parte, care i-au tăiat? Nu știu care, din care i-au tăiat, tocmai de aceea eu azi am luat legătura cu domnul director, da, știți? Imediat. Cu domnul director și care mi-a dat acest răspuns. Da, ei au fost, de-aia unii s-au toaletat, unii s-au tăiat pentru că unii erau bolnavi. Locatarii, o doamnă locatară de la parter chiar ne-a arătat cât erau de bolnavi. Bolnavi de da. Nu știu ce. Bun, haideți să luăm telespectatorul sau telespectatoarea și după aceea... Alo, bună seara! Alo! Da, bună seara! Să lămurim o chestie, domnul Bran. Da. Mie nu-mi plac prostiile în general. Copacii erau foarte sănătoși. Și angajații primăriei, dacă sunt plătiți de primărie să desfășoare o activitate pe domeniul public, nu au voie, doamna Niță, doamna viceprimar, nu au voie dacă să taie copacii cerere. După cum îi taie mintea. Noi da, suntem corect. Închiși ca zonă, doamna Niță. Păi stați puțin, stați puțin că asta a spus acum, că existau cereri în acest sens. Domnul Bran, da. Să lămurim o chestie. Eu am fost în ședința de Consiliu Local al lunii mai și am cerut toaletarea lor.
Altă hârtie în scris nu există. Doamna Miță, nu permiteți să se taie copace după cum vor muncitorii necalificați. Că atunci înseamnă că dumneavoastră ca viceprimar și domnul director de la gospodărie nu existați. Doamnă, nu se poate așa ceva. Așa s-au tăiat și copacii de la domnul Schroeder de la poartă? Așa s-au tăiat și copacii de la casa de oaspeți, doamnă, fără niciun aviz? Așa s-au tăiat și copacii din fața farmaciei Dulăniță? Doamnă, ce facem în orașul ăsta, în loc să plantăm? Nu vă supărați pe mine. Doamna Macavei, doamna Macavei, am înțeles, da. Lăsați-o și pe doamna viceprimar să răspundă. E adevărat, dar să nu ne bazăm pe minciuni. Au nevoie de aviz. Nu, dar eu cu ce am mințit? Noi am spus că au nevoie de aviz. Doamna Dorina. Dar eu cu ce v-am mințit? Păi dacă ați spus că sunt bolnav, că locatarii au solicitat, locatarii au drept de veto. Bun. Unde este avizul ăla de care vorbea domnul Butulescu? Cum, doamnă, ne pierdem în așa ceva? Tăiem cu atâta ușurință. Erau copaci de 12-15 ani, doamna Niță, și erau perfect sănătoși. Nu se poate așa ceva. Păi înseamnă că eu mâine mă duc pe centru și mă apuc de tăiat acolo. În zigzag. Nu se păi poate așa ceva. Exista... Păi, ați văzut ce greu se plantează. Deci eu... Mă rog, n-are rost să ne certăm. Nu aia v-am spus că nu se... Păi, dar nu, eu v-am spus... Da, bine, să rămână. Mulțumesc. Aia am spus, nu se taie niciun copac fără aviz. Cei care au fost trebuia să taie exact conform avizelor care li s-au solicitat. Tocmai de aceea eu am un solicitat astăzi un răspuns din partea directorului SPAD să-mi comunice exact care a fost situația. Domnul Vișan. Pentru că la domnul Vișan merg toate Domnul Vișan aceste nu avize. Ne aude la ora asta, nu poate intra în... Nu putem nu știu, face legătura cu domnul asta. Vișan. Regia, aveți numărul domnului Vișan? Sunați-l și rugați-l să intre în direct, dacă se poate, să rezolvăm problema asta cu copacii, că... Oricum, nu cred că și-ar asuma o astfel de răspundere, aceea de a tăia copaci pentru care nu există aviz. Nu cred că și-ar asuma răspunderea. Da. Da, o situație... Bun, acum cu parcul. Ce răspuns aveți? Știu că doamna Macavei a mai intervenit și când a fost aici domnul primar, când a venit aici la emisiune la Verde în Față a mai spus problema asta. De fiecare dată am înțeles că răspunsul a fost că rămâne parcul ca să fie făcut, chiar dacă rămâne la administrația piețelor, tot primăria va aloca niște bani când exact, vor fi, că noi ne-am, noi când ne-am vor fi implicat. Pentru reabilitarea lui, dar am înțeles că nu i-a venit rândul, că am înțeles că din cauza crizei și proiectelor care s-au oprit, și acum nu vreau să fiu avocatul nimănui, dar eu vreau să fiu corect. Și din cauza crizei și a banilor și a problemelor care au fost, s-au oprit, pentru că domnul primar vroia în 2013 să facă și cele două parcuri, adică parcul de la piață și parcul mare. Să mai lucreze la el, am înțeles, erau niște chestii chiar serioase. S-au amânat acestea, am înțeles că nici pe 2014 nu vor fi, poate pe 2015. Da, pentru că nu, mai este considerat chiar o prioritate. Care este? Pentru că sunt foarte multe probleme. Eu înțeleg se că poate, doamna normal... Se poate intra acolo, interveni în parc, cu chestii mai mărunte, mărunte. Da, care le putem să se tundă face iarba, să se mai pune iarbă primăvara, un pic de vopsea pe la garduri, mai aranjate băncile, că are dreptate doamna, că se mai poate interveni cu bani puțini. Dar o lucrare de mare amvergură la acel parc până prin 2015 nu o să fie posibil. Pentru că nu e considerat neapărat o prioritate. O înțeleg pe doamna, dacă ar fi, fiecare cetățean de aici din oraș ar putea să intre telefonii și să considere că și el plătește taxe și zona lui este lăsată de izbeliște. Sunt foarte multe priorități. Nu, acum două săptămâni au fost furate 12 capace de canale. Vă dați seama că, în primul rând, a fost prioritatea de a găsi mijloacele prin care acele capace să fie puse în regim de urgență, pentru că nu puteai, Doamne ferește, se întâmpla vreun accident, da? Se fură containere, se deteriorează mobilierul stradar al bănii, se deteriorează... pur și simplu coșurile de gunoi care sunt puse pe stâlp. Știți ce multe probleme sunt? Deci enorme. Fiecare normal că vede problema pe care el o are și consideră că este extrem de importantă, extrem de urgentă, dar noi avem o viziune așa mai mare și cu bani puțini încercăm cât de cât să le facem față.
Eu sunt sigură că mă poate să intre cineva în direct și să spună, vai ce bine că mi-ați rezolvat mie problema că a spus băncile de la piață, de acolo, de la intersecție, de la plus în jos, înspre Carol Șeter. Pentru unii poate asta era într-adevăr cea mai importantă problemă și am realizat. Că am avut, unii chiar au, bine, unii au zis că le-a spus după ce a trecut vara. Acum am intrat în posesia lor. Bun. Tot așa, credeți că am rezolvat toate problemele cu băncile care le-am comandat? Cu copaci și sper să o rezolvăm dacă reușim să-l prindem, să dăm de domnul Vișan și sper să aibă o intervenție în care să spună dacă a avut sau nu autorizație să taie acei... Dacă n-a avut, atunci au dreptate oamenii. Adică, bineînțeles. Mă rog, bineînțeles. Deci dacă a avut, atunci rămâne de discutat. Alo, bună seara! Alo, bună seara! Să rămână! Vă aud foarte greu, foarte rău, nu știu ce se întâmplă, dar sper că dumneavoastră m-a auzit bine. Da. Întrebarea mea este, aș tare mult aș vrea să știu cine a declarat război acelor arbori din oraș. Pentru că înainte să se refacă centrul din Piața Victoriei până pe lângă râul Malea, a fost atâta verdeață, parcul acela de lângă teatru. Era extraordinar de frumos după atâția ani de zile după ce s-a refăcut, cât de cât. Acum este zero. Te duci în sus, în centru, nu mai sunt doar câțiva copaci, adică pomișori din astea de merișori, dacă nu mă înșel. Nu găsești, în timpul verii, nu găsești o umbră unde să te retragi. Te duci în parcul de lângă teatrul, tot așa, stai în soare. Atâta beton și atâta piatră cât s-a pus acolo, care emană căldură, este insuportabil. Nu știu, domnul primar, de ce a aprobat. Sau în cazul din astea, când se fac așa o lucrare mare, ar trebui să se afișeze acel proiect și populația ca să ia în considerare și să fie de acord. Nu se face așa ceva. Pentru că este în detrimentul oamenilor, a localnicilor care locuim aici în oraș. Înainte, acum foarte mulți ani, s-au tăiat arborii în jurul aici pe Avram Iancu, unde, nu știu, pare mi se că e tereasa Bobârcă. Acolo a fost amenajat prima dată un teren de tenis. Pe urmă s-a făcut ceea ce s-a făcut. 14 copaci, arbori mari, s-au tăiat de acolo în jur, cu promisiunea domnului primar că se vor pune arbori ornamental. An de zile am intervenit la primărie și de-abia în primăvara asta am văzut niște puieți plantați de vai de lume, care nu știu dacă sunt vreo doi care stau drept, restul stau înclinați, deci parcă în ciudă s-a făcut. Plus de asta, acum vă spun și altceva, că pare mi se că dumneavoastră erați cu emisiunea pe post, când l-am întrebat pe domnul primar când va face și asfaltul de la, din strada Avram Iancu, începând de la blocul 10 până la blocul 12, că nu s-a făcut nimic. Când s-a reparat șoseaua, s-au dus sus spre piață și bucățica asta de teren, de două blocuri, nu s-a făcut absolut nimic, decât la intrarea în magazin și în barul domnului Mitea. Nu este corect, pentru că și noi plătim taxele exact cum plătește fiecare. Îmi cer scuze că v-am reținut așa de mult și mă bucur că am reușit să intru. Ați punctat niște lucruri bune, doamna viceprimar le-a auzit toată lumea și factorii în drept, în mod normal, trebuie să ia măsuri și să găsească soluții. Îmi este teamă ca nu cumva să fie și parcul ăsta central atacat și să ne trezim într-o zi că nu mai avem nici verdeață, nici copaci și nu mai avem nimic. Nu, parcul central din contră, în proiectul care, sau mă rog, în estimările care se făcuseră ce se va face la parc, sărea de acolo din schemă betoanele alea de pe mijloc. Deci, din contră, vreau să
să-l mărească cu spații verzi, cu zonă verde. Deci nu să-l... Acum eu vă mai spun, eu sunt creștină, dar nu cred, s-a făcut o mare greșeală, că nu cred că locul acelei biserici care se va construi acum este locul ideal. Pentru că este parcul, este hotelul, este un teren mic care acolo s-ar fi putut mări spațiul verde, adică parcul. Nu era locul tocmai pentru... Ați fost vreodată în Gherla? În Gherla ați fost vreodată? În Gherla? Da. Acum 60 de ani. Țineți minte parcul? Era biserică, era și atunci. Țineți minte parcul mare din centrul Gherlei? Nu mai mi-aduc. Exact în mijlocul lui este o catedrală greco-catolică, e adevărat, dar exact și dă foarte bine. Catedrala are locul ei, parcul-i parc, nu deranjează pe nimeni. Acum știți ce vă spun? Da. Că ne împiedicăm în biserici. Acum 50 de ani, biserica ajuta oamenii săraci, copii, cu îmbrăcăminte, cu alimente. Și cu... acum credeți că nu o face? Nu știu. Păi vă spun eu că da. Depinde. Nu, singura biserică care o știu, acela din aeroport, care ajută într-adevăr, că am văzut, mai am sunt. Asistat și m-a mai sunt și altele. Enorm de tare. Mai sunt și altele, vă spun eu sigur. Nu știu de altele, nu dacă, știu. Dacă ați fi citit, am în ziarul Vejiului, am început o serie de interviuri cu preoții din Valea Jiului și să vedeți că la fiecare din cei 14, suntem la episodul 14, urmează al 15-lea episod, cei 14, fiecare i-am întrebat care este apropierea, comunitate, mă rog. Și fiecare au proiecte pe... Unii ajută 3-4 copii săraci și ține la școală, alții 3-4 familii le dau de mâncare, alții strâng haine, alții cu bani, cum pot fiecare. Mai sunt acțiunile mari pe care biserica le face. Deci nu e chiar așa. Deci nu vreau să iau apărarea bisericii, că și eu iau lumea lor. Nu am nimic împotriva preoților. Nu, dar deci vreau să vă spun că nu doar biserica din aeroport, cam toate bisericile au în momentul de față, cel puțin vorbesc de bisericile ortodoxe, pentru că aici le cunosc mai bine, că am vorbit cu fiecare preot. Au acțiuni sociale, acțiuni umanitare. Iar faptul că se încearcă discreditarea bisericilor, cred că nu e un lucru bun. Atât am văzut. Acolo da. Chiar am asistat la o întâlnire și m-a impresionat profund. Dar la alte biserici, credeți-mă, nu știu, nu sunt în temă cu așa ceva. Bine. N-am auzit. Pur și simplu n-am auzit. Dacă citeați interviurile din ziarul Vejiului, auzeați. Mai sunt pe internet, dacă vreți să vă uitați, le puteți vedea și după aceea eventual stăm de vorbă, dacă nu mă credeți. Mă rog. Da. Dar oricum, era mai bine dacă era parcul extins, pentru că și așa e parcul mic, este aglomerat, sunt foarte mulți copii și ei sunt îngrămădiți acolo într-un țarc, adică era un țarc, acum pare mi se că s-a desfințat gardul. Dar tot într-un colțișor. Da. Bine, vă urez o seară plăcută. Să rămâinele o seară plăcută și noastră. Da, deci aceeași problemă. Puțin arbori în oraș. O, să știți că părerile sunt împărțite. Eu nu vreau să-mi exprim aici părerea, deși pot să-mi o exprim. Eu sunt o iubitoare a spațiului verde. Eu locuiesc în aeroport unde e foarte multă zonă verde. De fapt, acolo m-am născut, acolo și trăiesc și nici nu intenționez să mă mut din zona aia pentru că îmi place enorm de mult verdeața și îmi dă un sentiment de siguranță faptul că copiii se joacă pe acolo, pe lângă bloc. Nu trebuie neapărat duș în parc pentru că au iarbă și au spațiu mult de joacă pe lângă bloc. În general, aeroportul un pic se delimitează de restul orașului, pentru că dacă cei din restul orașului își duc copiii în special în parc, pentru că lângă bloc nu au unde să se joace, în aeroport copiii cresc așa, copiii de lângă bloc sunt prieteni de când copii, e copil da. Până, da, pentru că... Cum era în Valea Jiului, în toată Valea Jiului.
Da, aici s-a păstrat, aici în aeroport s-a păstrat cam de când eram eu copil până acum, cam aceleași, nu au intervenit mari schimbări. Deci eu sunt un fan al spațiilor verzi și a ce reprezintă ele pentru dezvoltarea noastră sau pentru sănătatea noastră, să spun așa. Acum, dar părerile sunt împărțite. Sunt foarte mulți cei care susțin că nu poți să ai o dezvoltare economică dacă nu renunți la zonele verzi, că altfel unde să construiești, unde să te extinzi. Acum rămâne la latitudinea fiecăruia să aprecieze de care parte a taberei se află. Însă, pentru că la nivel național există așa o mișcare care ia din ce mai, în ce mai mult amploare vis-a-vis de acest trend de distrugere a spațiilor verzi, chiar trebuie întocmit de către fiecare administrație locală un registru al spațiilor verzi, unde în momentul în care acesta se va finaliza, vor fi delimitate foarte strict zonele verzi din oraș, unde nu se mai poate apoi interveni. Da. Și chiar sunt date niște standarde vis-a-vis de câtă zonă verde ar trebui să fie raportată la... Deci suprafața de zonă verde raportată la numărul populației. Doamna viceprimar, dacă domnul Vișan nu intervine, ca să nu mă fac eu de cacao față de telespectatori, că nu e frumos... Da. Am o rugăminte, mâine să-mi dați un răspuns după ce aflați. Da, mâine ne interesăm de dimineață și pot să vă emisiune, dau apoi cu numere de aviz. Următoarea emisiune, cu asta voi începe, cu răspunsul dumneavoastră vis-a-vis de acești copaci tăiați, ca să încheiem orice discuție și să nu creadă nimeni și doamna Macavei că avem ceva de ascuns. Sau cum să zic, da, dacă s-a greșit, bun, trebuie să se răspundă, dacă nu... În ceea ce privește parcul, i-am dat răspunsul doamnei după părerea mea, după ceea ce știam de la domnul primar. Când doamna a primit răspunsul de la domnul primar, care de fapt este primul om în administrație. Mai există ședință de Consiliul Local, doamna să meargă, e foarte da, bine, doamna cetățean. Este liberă ca orice cetățean. Da, ședințele Consiliului Local, da, nu știe de și, ce și cum să spun, dânsa a pus aceste probleme încă de pe vremea când a fost consilier local. Bun. Nu sunt probleme care au apărut după încetarea consider mandatului. Consider că subiectul copaci, dacă domnul Vișan sună până la orele, știu eu, până la 19.45, dacă ne aude, ne vede, poate cineva îl anunță, să ne sună, să ne spună ce a fost cu copacii tăiați pe strada 9 Mai, da? Da. Dacă nu, atunci mâine aflăm răspunsul și în emisiunea următoare am să dau răspunsul. Bun. Haideți să trecem puțin la că ne-a cam stricat desfășurătorul, așa zis. Dar nu contează. Haideți să trecem la acțiunile pe care primăria le va avea acum în următoarea perioadă. Știu că sunt câteva acțiuni legate aproape unele lângă altele. Da. Ca și dată. Da, la 1 octombrie este ziua persoanelor vârstnice, în acest sens cuplurilor care împlinesc 50 de ani de la căsătorie și care ne-au anunțat în acest sens, li se va acorda un premiu în bani prin care dorim să ne arătăm recunoștința față de trăinicia căsniciei lor și de experiența pe care ne-au împărtășit-o nouă celor mai tineri. Apoi urmează ziua educatorului. De fapt, prin această acțiune nu neapărat educatorii, ci sărbătorim tot așa sau aducem un omagiu celor care ne-au pregătit sau ne pregătesc copiii în școală. Cu această ocazie, la fel ca și în anii trecuți, am alocat de la bugetul local 63.000 de lei prin care vom, v-am spus, aduce, să zic așa, bucurie celor care lucrează în învățământul preuniversitar. Iar în perioada 3-5 octombrie am aprobat în ultima ședință alocarea 20.000 de lei pentru organizarea unui târg de produse tradiționale în Petroșani. La fel ca și în anii trecuți, de altfel. Deci vor fi iarăși câte zile? Două zile sau câte? Da, un weekendul respectiv. Un weekendul respectiv, tot aici, pe zona...
Da, și din nou am înțeles că s-au contactat o serie de producători din toate zonele țării, să vedem, am domnul dorit Pristavu să avem mai mare... Da, domnul Pristavu s-a ocupat de data trecută, dar acum în ședință am înțeles de la domnul Marian Popescu că avem și noi o implicare mai mare. Să sperăm că vom avea un număr cât mai mare de producători care vor răspunde la oferta pe care le-am făcut-o și... Bun. Vom avea succes. Un succes cât mai mare de la un altul. Este bine că mai există acțiuni cât de cât plăcute și practice până la urmă. Asta cu produsele tradiționale cred că în timp o să prindă. Exact ca și zilele orașului. Oamenii, ați văzut, sunt bucuroși. Nu interesează dacă sunt bani sau nu la buget, dar zilele orașului, dacă faci o anchetă pe stradă, trebuie să țină. Da, trebuie sărbătorită, da. Trebuie să țină că e ziua noastră, a orașului, exact ca și o zi onomastică, trebuie să ținem, că nu e frumos. Și doar aici mulți dintre oameni se distrează poate atunci, că da, nu au bani să meargă în concediu sau nu au bani să plece, da, nu știu unde. Dar, și e bine, deci, că mai aveți resurse, așa puține câte sunt. Bine, și de această dată, acum la târgul de produse tradiționale care îl facem, resursele care le-am alocat sunt mai mici față de în anii anteriori, pentru că de data asta renunțăm la spectacol care și... l-am avut în anii anteriori, ci ne vom limita doar la expunerea și vânzarea de produse tradiționale. Acum cred că merge încet, încet găsit în timp și sponsori, cum să spun. Adică chiar să se încerce să nu se mai ia nimic de la bugetul local și eventual să vină altcineva să organizeze. Petrila are acum o acțiune, de exemplu, ceva de toamnă. Ziua recoltei, da. Un fel de noi ziua recoltei. Nu cred că ziua recoltei, zice, altcumva. Spuneți de evenimentul care se face acum recent. Da. Bine, eu știam de evenimentul care... partener care... vine, deci, practic, dumnealor nu mai le-au pus la dispoziție spațiu, partenerul vine cu de toate, el suportă costurile, el tot... Da, bineînțeles că el ia și profitul. Așa se organizează și da, festivalul de beri. El ia și profitul, bineînțeles, da, că da, care o fi, asta e treaba lui, dar important e că se merge înainte. Bine, și cred că așa și... ar trebui în timp gândit cu toate acțiunile astea culturale. Bine, din ce știu, eu am crezut că vă referiți la o acțiune pe care o va derula Partidul Național Liberal. Nu, din Petrila, care va fi ziua recoltei. Da, mi-am dat seama că mai este un alt eveniment, toamna petriliană. Da, se va derula sâmbătă. Eu acum am mers cu gândul, bineînțeles, la prietenii mei. Da, nu da, discutam da, de liberale, acum suntem pe administrație publică locală. Bine, eu am crezut că vă referiți la acel eveniment ce ține de produse tradiționale și Am dat exemplu de... cu toamna petriliană. Da, la fel. Deci, de urmat de toată lumea până da, la urmă. Oamenii au reușit să-i aducă acolo. Practic nu-i costă nimic. Pun la dispoziție doar... Locația, da. Locația. Și le furnizează niște utilități. Da. Bun. Vorbeam la început emisiunii de audiențe. Atunci am vrut să intrăm, au venit telefoanele, ne-am răvășit un pic cu altele. La audiențe știu că o altă problemă mare a oamenilor pe lângă locurile de muncă, oamenii venind la primărie în speranța că vor obține un loc de muncă, deși, cum a spus și dumneavoastră, primăria nu poate să acorde locuri de muncă, eventual numai să le facă niște recomandări sau să-i ajute cu niște telefoane sau cu niște adrese să-i trimită să încerce sau să meargă la forțele de muncă, cei care nu știu. A doua mare problemă ar fi cererea de locuințe, nu? Da. Mai ales este pentru tineri. Pentru tineri și pentru categoriile sociale defavorizate, adică cei care au venituri extrem de mici. Deși există cereri și formulate de către cei tineri până în 35 de ani și care, în general, aplică pentru așa numitele ANL-uri. Dar ele sunt mai mici în comparație cu cele venite din partea celor care nu au venituri și nu au locuințe, absolut deloc unde să stea. Asta reprezintă o problemă mare, pentru că, sunt, cum să spun, noi avem... Cam câte cereri aveți? Avem peste 400 de cereri. Peste 400 da, de cereri. Asta în condițiile în care aceste cereri, cum să spun, ele de la an la an se adună. Se adună.
Există cereri de foarte mulți ani. Au mai scăzut o parte în momentul când au fost făcute cele două ANL-uri sau câte. Vorbim de ANL-uri sau de locuințe sociale? De locuințe, nu, de locuințe sociale, dar și ANL-uri până la urmă au mai luat din tineri, nu? Da, da, dar criteriile pe baza cărora oamenii se înscriu sunt diferite. La ANL-ul ai punctaj cu atât mai mare cu cât ai studii mai ridicate, eu mă referam cu cât ai deci venituri mai ridicate. Eu la tineri, deci ANL-ul. Și la tineri depinde de venituri, tot așa. Tot deci tineri, dacă ei nu au venituri, atunci se adresează... Și tot 400 către... aveți, numai tineri. Sau eu când ziceam peste 400, da, peste 400 sunt cei care au aplicat pentru locuințe sociale. Pentru sau locuințe sociale. Da, da. Deci 400 numai la locuințe sociale. Da. Și înseamnă că pentru adică tineri de fapt lista e aceeași, dar... Și înseamnă că pentru tineri ar mai fi vreo 400. Mă nu, sunt mai puțin care mai cei puțin. Pentru anele, da. Deci vreo 600, hai să zicem. Da, da. Deci 600. Deci asta, nu, ar fi ceva, un bloc cât poate să... Depinde de ce capacitate. Cred că vreo 4 blocuri ar trebui, nu? Da. Acum pentru două, s-a mai dorit construirea a două ANL-uri, s-au și făcut absolut toată documentația necesară, a fost care-i soluția? La București de câțiva ani. Deci, dacă faceți aceste două blocuri ANL-ul și să spunem, mai faceți unul la unitatea militară acolo, printr-un proiect, până nu se dărâmă, că dacă se dărâmă nu mai aveți ce să faceți la blocul ăla. Că da, acolo este nevoie de foarte, acolo este nevoie de foarte mulți bani pentru a mai face încă atunci un a dat jos și făcut altul. Bloc de locuințe sociale și... n-aș vrea să fiu rea, dar știți ce multe probleme a adus și singurul bloc de locuințe sociale știu, pentru noi ca știu și că am fost acolo. Deci în afara faptului mai că... Mai umblu și pe acolo, mai pe jos, mai... În afara faptului că ați văzut, nu au avut unii dintre ei, că nu putem să generalizăm, un minim respect față de tot ce a însemnat acea investiție care le-a fost dată și... Deci au distrus enorm de repede și de mult tot ceea ce s-a realizat. Au o serie de restanțe, problemele, cred că nu le-au uitat oamenii legate de faptul că nu-și plăteau apa, li s-a tăiat apa, veneau la noi că ce facem să le acum, dea apa, dar nici nu... Permiteți-mi deci... să le iau și lor oarecum apărarea. Nu când distrug sau rup, că pe acolo mai fac și din astea, mai sparg geamuri, distrug, rup. Merg și mai beau spirit medicinal și după aia nu uită de capul lor și fac cine știe ce prăpăstii. Că se întâmplă treaba asta. N-au bani, dar bani de spirit medicinal tot găsesc și beau spirit medicinal, vă dați seama. Da, nu. Păcat că nu semnalați când pleacă cu taxiurile de acolo. Bun. Unii dintre ei. Dar eu nu generalizez. Eu vorbesc sunt că... Sunt săracii oameni, unii de acolo, chiar de bună credință. Eu am fost acolo, da, de exemplu, și am văzut persoane, oameni da. Care plângeau da. Că nu... Că nu le e frică atunci, sau le e frică să își țină copiii printre alte elemente. Pentru nu știu elemente, care, eu tăia și da, lui apa și da. Plângea și spunea, domnule, noi nu avem de lucru. Dar eu mă duc la o scară, nevastă-mea da. La altă scară, spălăm scara, de facem. Să nu generalizăm. Deci sunt cam jumate din oamenii de acolo, poate oameni de bună credință. Cealaltă jumătate, sau hai să zicem un sfert, sunt și oameni, fie... certați cu legea, oameni clar. Cu probleme sau care ne fac probleme. Oameni cu probleme, unii bolnavi psihic, cred că ar trebui să fie altundeva. Alții care au patima asta alcoolului, care au probleme. Chiar dacă n-au bani, se duc cerșești și tot fac rost de bani de spirit medicinal. V-am spus, eu am găsit acolo bând om spirit medicinal, cu încă unul. Se tratau. Poate n-au citit că scrie pentru uz extern. Se tratau. Îl băgau prin, punea pâinea, dădea drumul la spirit, îl filtrau prin pâine, mi-au și explicat mecanismul. Deci, ferească Dumnezeu. Da. Și asta este. Deci, le iau și apărarea multora de acolo. E adevărat, unii au făcut ravagii, au spart geamuri și geamurile de pe scară, au rupt uși. Ăia trebuie dați afară de acolo. Păi ați văzut că în unele cazuri am mai procedat la evacuări și ați văzut scandalul de pe lume cu chemat de televiziuni și cu asta o adevărată țigănie nu, golănia, acolo. Golănia când rup și fac, ea nu trebuie iertați. Alo, bună seara! Bună seara dumneavoastră și doamne viceprimar. Da, domnul Pârlea. Ce se întâmplă? Practic, ați văzut că
Și din câte am înțeles, și Petroșaniu și alte administrații publice au achiziționat ceva energie pentru iluminatul public mai ieftin. Pe de o parte, Petroșaniu am înțeles că de la un furnizor, iar alte administrații au participat o piață outcom, adică practic pe bursă. Și cred că, părerea mea, cred că mult mai multă inovație ar fi utilă în administrația publică și în politicile publice. Se vorbește foarte mult despre cyberspațiu și aici cred că noi neglijăm foarte mult aspectele astea legate de internet în politicile publice. Și ar fi o pâine bună de mâncat și pe o parte, iar pe de altă parte cred că s-ar putea coaliza niște rețele care să determine odată depășirea acestei creșteri recesive în care ne aflăm. Noi avem creșteri micuțe, dar șomajul stagnează spre creștere și problemele sunt destul de delicate. Părerea mea e că e nevoie de mult mai mult spirit inovativ și ascultată populația, în special populația tânără, pentru că e necesar. Nu se știe de unde sar ideile. Da. Eu cred că cadrul deliberativ pentru cei tineri trebuie alergit. Da. Vă mulțumesc și eu vă mulțumesc. Să știți că nu vă aud așa bine. Nu e nicio problemă, noi v-am auzit. Vă urez succes în emisiune. Mulțumesc. O seară bună. Da, deci inovații mai multe are dreptate. Da, tocmai pentru a ușura sau a facilita o comunicare între cetățeni și administrația locală, au fost organizate o serie de acțiuni de către Forumul Pro Urbis, care tocmai această menire a avut, pe diverse teme. Au existat teme abordate precum sănătatea, precum educația la preșcolari, alimentația, rolul mișcării. Au fost și acțiuni ecologice, da, plantare de exact. Uieți, toate acestea au curățenie. Avut tocmai acest scop. La astfel de acțiuni au fost invitați și specialiști care să vorbească din punctul lor de vedere ce înseamnă sau să sublinieze importanța temei abordate, modul în care o poți gestiona cât mai bine. Și au fost invitați totodată și cetățenii să participe tocmai în vederea unei mai bune informații. Da. Știți ce lipsesc ce lipsește la ProUrbis ăsta? Da. Atelierele de lucru. Dacă ar avea o secțiune ateliere de lucru cu oameni talentați, unii care să picteze, alții care să facă obiecte artizanale, alții care nu știu ce, nu știu cum, după care acestea să fie vândute, iar să se facă un fond chiar și după aceea banii folosiți pe anumite segmente sau chiar pentru ajutorare socială, familii nevoiașe sau știu eu ce altceva. Atelierele de lucru, adică lipsește chestia activă, adică care să fie permanentă. Adică în cadrul ProUrbis, chiar dacă nu s-a ținut ProUrbis-ul acum, dar acel atelier de lucru, acele ateliere 10, 12, câte ar fi, să activeze în cadrul ProUrbis-ului, adică permanent. Iar da, când s-ar aduna toată lumea, atunci s-ar putea face și licitații pentru obiectele create. Da, în general, într-adevăr, astea au un caracter nu sporadic, un caracter. M-am tot gândit la asta. Dar și o frecvență mai redusă, ele se fac în general cu prilejul, dacă ați asistat cu siguranță, fie de Paști, fie de Crăciun, da. Unde copiii contribuie cu imaginația lor la crearea fie dacă a mărțișoare, ar fi, fie care apoi se vând. Niște ateliere din asta de lucru și aș da ca și idee o colaborare între ProUrbis și cercul copiilor de aici. Palatul copiilor. Unde s-ar putea face acolo 2-3 ateliere, 4, încă vreo 2-3 ateliere la Biserica Sfânta Varvara în aeroport, că tot am vorbit de ea. Acolo există niște ateliere, dacă știu eu, în cadrul... S-ar putea integra în proiectul ăsta, mai în 2-3 ateliere, nu știu pe unde, iar toate astea adunate, unde să meargă copii sau tineri sau oameni, orice om până la urmă, din oraș, să facă și să fie o chestie mai activă, mai permanentă. Da. Acum nu știu ce caracter. Iar lumea ar fi obișnuită și cu, exact cum face asociația de la Lupeni,
Filofteia, Valea Giulia, apropo, să-i spun la doamna care a sunat, există Asociația Filofteia la Lupeni, care și-a propus tot așa să facă acolo ateliere unde vin copii, acolo doar copii, pentru copii e făcută, unde copilul să vină, dar să și muncească dacă îi se dă hrană sau bani. Adică să facă ceva, o oră de curățenie, o oră la un atelier să lucreze la tâmplărie, învață tâmplărie, învață, știu eu ce învață. Da, responsabilizare. Responsabilizare. Da. Asta lipsește și pro-urbisului, părerea mea. Bine, așa, doamne, putem să-i spunem și de inițiativa pe care o are preotul Bulf de la exact catedrala pe care dâns a adus-o în discuție, da, și care în curând o să deschidă porțile unui azil pentru persoane, da, vârstnice. Asta e la inițiativa episcopiei. Da, aia zic. Da, reprezintă o acțiune, da, a bisericii. Da, episcopul deci mai Burie există asta, da, există mai multe. Da, păi sunt multe, de astea am spus, doamne, să citească poate probabil. Bine, poate probabil aici are și biserica partei de vină că nu reușește să popularizeze. Dar foarte bine. Ei nu merg pe principiul ăsta de popularizat. Da. Că asta înseamnă, da, laudă. Adică cum să te lauzi că ai că faci un bine. Că, da, faci un bine. Da. Cam asta e ideea. Pe o parte, dacă nu fac asta, sare lumea. Uite, nu face nimic biserica. Nu face, dar biserica face. Dar dacă nu poți să te lauzi, să popularizezi prea mult, cum spune dumneavoastră, caz în extrema cealaltă. Nici cum nu-i bine. Da. Ori seria acestor interviuri care noi le-am gândit în ziarul Văi Julii cu redactorul șef și cu directorul, a fost tocmai asta. Ca să arătăm că și biserica, pentru că, nu știu dacă ați observat, se trage în biserică de unii sau de alții, nu înțelegem de ce. Pentru că biserica reprezintă încă un nivel înalt de încredere al românului. Și orice e bun în țara asta trebuie distrus. Adică dacă nu dăm în sportivi, în Nadia Comăneci, în Ilie Năstase, în mari sportivi, dăm în preot sau dăm în biserică. Dacă ăia sunt mai sus, dacă salții mai sus, dăm în armată, dăm în tot. Deci totul trebuie să fie jos. Asta nu-mi place. Acum, cumva trebuie să ne orientăm spre cineva, frustrările, să găsim vinovat, exact, nu? Totdeauna trebuie să găsim un vinovat. Noi nu suntem niciodată. Bun. Haideți să vedem, în primul rând, cât timp mai este, foarte puțin tel, să vorbim puțin și de școli. S-a deschis anul școlar, ați fost undeva la vreo școală, da, cum se obișnuiește, da, ținând cont că primarul a fost în concediu, dumneavoastră ați luat rolul, nu? Și cu, da, ceilalți, dar am transmis mesajul dânsului. Mesajul, da. Și cum ați văzut școala, școlile, câte școli avem în primul rând, mai avem sau nu mai avem școli neautorizate, autorizate? Nu, situația față de anul trecut a școlilor nu s-a modificat. Nu, ele au, bine, am autorizațiile se emit pe locații, ele stau toate din punctul acesta de vedere bine, există câteva mici probleme pe care sperăm să le rezolvăm, dar tot așa. Cu ce școli mai sunt probleme? De exemplu, unde ar mai fi micile astea? Uite, până în 16 septembrie trebuia să primească răspuns. Cei de la școala generală numărul 2 aveau o problemă legată de faptul că trebuiau să existe circuite funcționale separate. Exista o clasă prin care se făcea un circuit și deci ar trebui ca copiii de școală să nu se întâlnească cu, asta înseamnă un circuit funcțional, cu copiii de grădiniță, pentru că sunt vârste diferite și, da, normal, pentru a evita să zic, contacte între ei, în sensul ca cei mici să fie... Păi aia mari bat pe aia mici, imediat. Da, asta era, da, da. Sau noi necăjesc, nu neapărat că îi, da, bat, da. Se strâmbă la el. Ăla, da, îl mai împinge, îl mai jignește, îl mai... Deci e, da, corect. Da. Deci... Dar... Păi și ce, nu se putea face acolo în zid? Păi, cum să spun, trebuie găsit, na, o să găsească conducerea, o să sperăm să găsească o soluție prin care acest lucru mare lucru să zidește o ușă la un coridor. O să vedem, adică, cum se găsesc un zid să faci... Probleme mai sunt, nu vis-a-vis de autorizațiile de funcționare, probleme evident că mai au, evident că fiecare școală ar vrea să... La IGEDUCA, de exemplu, e problema cu... Terenul de sport. Cu terenul pe de care sport. Au intrat și l-au vandalizat. Nu, dar și cu autorizație. Pentru că nu e gata grădinița. Păi și ei au tot o problemă de circuit, da, funcțional acolo. Nu e gata vechi. Grădinița, uite, un proiect care stagnează, ca și bazinul olimpic. Da, acum s-a reziliat contractul cu vechiul constructor.
Da. Și o să... Dacă ar fi gata grădinița, ar avea și autorizația. Mai ales că, da, din punctul meu de vedere, e una dintre cele mai moderne școli pe care le-am, da, vizitat. Da. Deci, fără discuție. A beneficiat de programul europene, de proiecte, da, european. Are dotări de invidia, să știți, la nivel de județ. Da. Și cu bazinul olimpic, dacă tot am vorbit de școli. Cu bazinul olimpic rămâne bazinul, ca și până acum. Olimpic, bazinul școlar. Bazinul școlar de la, din incinta, sau de lângă școala generală, școala numărul, da, 5. Care ar fi fost, da, singurul bazin școlar din județ. Era o realizare. Da. Tot așa, s-au făcut demersuri. S-au băgat o căruță de bani. Da. Și acum s-au trimis o serie de documente în care am încercat să arătăm gradul de stadiu de realizare al investiției. Și necesitatea lui. Da, necesitatea în care să arătăm care sunt consecințele necontinuării unei astfel de investiții, pentru că ea trebuie în continuare. Nu înseamnă că dacă acum am stopat-o, nu mai avem niciun fel de cheltuială. Există în continuare cheltuieli legate de faptul că trebuie să păzim ceea ce am făcut până acum. Și de, de asemenea, fi, intervin apoi cheltuieli suplimentare prin simpla degradare. Am înțeles că ar fi beneficiat toată Valea Jiului, nu doar școlile din Petroșani. Da. Deci toți prichindeii din, da, sau 1-4, neapărat să gândim că numai școala, da, generală numărul 1... Toți prichindeii din 1-4 și ceilalți din 5-8 ar fi beneficiat, mă rog, în baza unui program de câteva ore pe lună. Bun, deci la nivelul să vină la Petroșan să facă baie și să învețe cu instructor autorizat să înoate pe copii. Și, da, ce era rău în asta? Nu e nimic rău. V-am spus, noi am fundamentat cât am putut de bine... Absolut tot ce ține, v-am spus, de necesitate, de urgența investițiilor, de consecințele necontinuării unui astfel de demers, numai că ni s-a explicat că la nivelul anului 2013 nu există resurse. Dar în 2014, finanțări, totuși, nu s-a spus că măcar în 2014 se continue. Păcat, clădirea e aproape, e gata, practic. Da, clădirea, adică este realizată ar fi stadiu... cu 80%, să zicem. Da. Bine, am afinisajele, nu știu cât. Presupun și ele ca și costuri. Bine, acum vine costuri, da, mari, da, mobilier și, da, toate. Da. Dar poate să ne pierdem speranța, să încercăm în 2014 să reluăm, da, tot ce ține de... General, ni se dau răspunsul la nivelul lui 2013, că nu există resurse în buget. Să sperăm că 2014... Chiar dacă e... Telefon? Am crezut că e un telefon, dar nu era. S-a răzgândit. Mai avem 3 minute. Tip în care poate vreți să mai spuneți ceva ce nu v-am întrebat eu, știu, legat de ce mai aveți pe la în plan cu administrația publică locală, știu eu, alte proiecte, alte domenii legat de spitalul, de ambulatoriu, ați vrut să spuneți ceva, eu atunci nu v-am lăsat că... Am spus că atunci, că luăm, da, și un împrumut de 2 milioane de lei ca să susținem continuarea investiției, ca să avem așa o marjă de siguranță în caz că nu vin banii pe proiecte europene și atât era discuția, atât că era, ne luăm o marjă de siguranță cum pentru va arăta, a putea finaliza. Pentru că tot a spus de ambulatoriu, cum va arăta finalul proiectului? Ați fost acolo să vedeți cum... N-am fost acum când sunt începute lucrurile. Adică nu știu exact stadiul lucrărilor. Da, da, da. Bine, eu vă mulțumesc pentru prezență și iată, domnul Vișan n-a sunat. Nu e nimic, ne interesăm și acum... aflăm și... O să afle doamna Macavei în direct răspunsul de la dânsul, pentru că în ședința de Consiliul nu, Local, da, totuși eu oricum am, dânsul participă. Eu am rugăminte și pentru ceilalți telespectatori, da, care au ascultat discuția, ca mâine să-mi dați și mie un punct de vedere al domnului Vișan, sau al... Păi eu să vi-l dau, vi-l dă dânsul. Nu, păi nu dânsul, că dumneavoastră ați fost pusă să urmăriți acest... Deci această anchetă, să-i spunem... Nu? Atunci dumneavoastră trebuie să dați rezultatele anchetei. Că pe mine m-a întrebat doamna. Da. Și atunci dumneavoastră să-mi dați, pentru că știu, bine, că de la domnul Vișan acum e la început și știu că se cam ferește să vorbească, să vorbește. Da. Nu, eu sunt sigură că nu este nimica de ascuns și sunt sigură că mâine o să lămurim problema
foarte ușor. Eu vreau foarte data simplu. Viitoare da. Să le dau un cum răspuns. Cum să nu? Cum să nu? Eu tocmai de am zis care sunt okay. Pașii vă, care vă mulțumesc, stimați ascultători și radioascultători, stimați internauți, cei care ne-ați urmărit. Vă mulțumim pentru că ați stat un ceas și vreo 20 de minute în fața televizoarelor. Ne întâlnim vineri, acum programele obișnuite de miercuri, rămâne să le urmăriți în continuare aici pe Capital TV, să le ascultați pe Capital FM 92 cu 5 Petroșani, info știri din studio alăturat, știrile în direct prezentate de colega noastră Ania, apoi programele obișnuite de miercuri seara. O seară bună, la revedere!